natura începe să se ofilească, culorile devin mai bogate, școala a început să înceapă testele. Testele și cu mașini. Eu am mai avut Renault Austral pe canal, era versiunea mild hybrid, însă foarte, foarte mult interes în jurul versiunii hibride. Așa că am venit la Craiova, vreau să-i testez autonomia, vreau să văd dacă face 1000 de kilometri cu un plin, vreau să văd dacă poate înlocui un diesel și efectiv vreau să văd dacă cei de la Renault au făcut un hibrid cum trebuie. Nu că celelalte nu sunt cum trebuie, doar că ăsta are mai multă putere și e altfel structurat. O să vorbim despre asta cu un om care are hibride. Domnul Daniel Leulescu, ne-am întâlnit aici în Craiova la parcare. Întâmplător, eu trebuia să fac 1000 de kilometri și nu aveam unde să-i fac. Și m-a sunat Daniel, hai mă, nu vii la Craiova să filmăm niște mașini. Hai mă că vin, știi? Și după aia plec și la Severin și o să facem 1000 de kilometri. Așa că, ce să mai. Mulțumim că ne urmăriți și Renault Austral E, Australe. Zilele trecute căutam să-mi fac RC la mașină și pur și simplu uitasem numele brokerului. Mi-a zis că trebuie să existe o soluție mai ușoară și din cer mi-a picat aplicația Bolo, prin care mi-am făcut RCA în doar 2 minute cu garanția celui mai bun preț. Cum? Păi este simplu. Nu mai ai intermediar, nu mai dai comision la broker și se folosește de AI, de inteligență artificială. Nu trebuie să bagi tu datele de la buletin și talon manual pentru că ți le scanează telefonul. Bine, dacă vrei să le bagi manual, ai și opțiunea asta, dar e mai simplu așa. O găsești în App Store sau în Google Play și plătești cu Apple Pay sau Google Pay, cele mai tari două invenții făcute vreodată. Așa că fă și tu RCA în doar 2 minute cu Bolo. Aveți link în descriere. Bine ai venit, Daniel. Bine te-am găsit. Sau bine ai venit tu, bine am venit că eu am venit eu, da. De-aseară, tu ai venit tot de-aseară, dar am venit o idee mai devreme decât tine. Deși am plecat la 2:30 de la birou, am ajuns la 9:30, da, cu niște ocoluri prin sudul Bucureștiului, pe la Slatina și tot așa. Eu am prins niște accidente. De fapt, erau mașini stricate și oamenii se opreau pe autostradă, doar pentru că ei credeau că dacă e mașină pe avarii, pe autostradă, credeau că e pericol și atunci încetineau la 10-20 la oră și fundau tot traficul. La Albota, sus în, când ieși, că e pe drumul de legătură între autostradă și mers spre OMV, în curba aia, pe stânga, erau deja bușite și cu poliția lângă. A, și am fost și un Logan în șanț, am mai văzut. Pe autostradă, am văzut și eu. Duminica trecută am văzut un Turan în șanț. Hai să lăsăm Turanurile și da? Hai să vorbim despre Renault Austral. Prima dată când vezi unul? Nu. Și o să primești pe WhatsApp poza. Cu ea camuflată anul trecut, în octombrie 2022, în București, pe strada Știrbei, Vodă. Da, pentru că Renault are centru de testare și mașinile sunt luate, sunt plimbate de la Pitești la București și înapoi. Și încă o explicație. Unde sunt cele mai nasoale condiții de mers în Europa? În București. În București. Da. Bara la bară, combustibil prost, șoferi nebuni, frâne când nici nu te aștepți. Cel mai bun mediu de testare. Dacă scapă, vie... În București, dar toți producătorii ar trebui să ducă pe Nürburgring și la noi. Bun, evident, dacă vreți mai multe detalii și despre Austral și despre motorul ăsta de 1.2, aveți celălalt review al nostru. Acum ne concentrăm despre cum e să trăiești cu un Austral și despre versiunea hibridă mai mult. Da? Bun, observăm că sigla, avem noua siglă Renault, asta pentru cine n-a văzut până acum, o trimitere la vechile sigle Renault, însă este mare. Și de ce este închisă la culoare? Pentru că e vorba de echiparea Esprit Alpin. Și au făcut două cricuri. Nu, nu. Două cricuri, da, păi așa era și pe vremuri. Dacă mai ții minte, la Renault 12, după care s-a făcut Dacia 1300, aveau, știi, rombul acesta l-aveau de două ori. Grila neagră. E, oarecum, că vezi, e un gun metal. Un gun metal grey, da. Exact, care se regăsește numai pe caladru sus, jos este mat. Dar l-ai și pe jante, în două nuanțe. Jante, da. Jante antimurdărie, care arată incredibil de bine. Deci doar dintr-un anumit unghi vezi că sunt două nuanțe. Da, doar din anumite unghiuri. Michelin Primacy 4, anvelope franțuzești pentru o mașină franțuzească. Ce? Made in Spain. Ca și mașina. Toată exact. Mașina e făcută în Spania, cut nu numai. Cost. Mă, nu știu, dar dacă Michelin are fabrică la în Spania, de ce să nu ia? Păi aia zic, cut cost, adică, fraților, unde sunteți? 30, da. 40, 50 km, băgați tirurile încoace. Exact. Nu sunt sigur că toate versiunile de echipare au Michelin. E o chestie interesantă la Austral, pentru că poți să ai jante de 17, 18, 19, 20, da? Și fii atent, lățimea la 17, 215, la 18, 235,
La 19 e 205, deci mai mic decât la 16, decât la 17 și la 20, cum avem aici, e 235. Da, da, mi se pare că e un procent și de fapt milimetrii ăștia pe care îi măsoară, da, nu sunt chiar ăia care dau dimensiunea finală a anvelopei. Da, eu sunt curios de ce ai lățime de 235 pe 18, de 215 pe 19, după aia iar vii la 235. Oricum, n-am mai înțeles. E strâns legat de nivelul de poluare de cât CO2 emite, pentru că în ultima vreme producătorii au mărit presiunea pneuri pentru a reduce poluarea și neapărat anvelopele și-au schimbat compoziția, tot referitor, da, la chestiunea asta. Și-au schimbat-o, da. Ăsta e un Primacy 4, o anvelopă destul și de... Și dacă tot suntem pe latura asta... Hai să dăm un zoom aici la Esprit Alpin. Care e șmecheria? Avem variantă de echipare, adică iconic, adică versiunea de top, și avem linie de design Esprit Alpin. Și dacă le combini, îți iese Australul ăsta full hybrid echipat complet, care are un preț undeva la 42-43 de mii de euro, cu TVA inclus și fără rabla. Da, da, să fii Ryan Reynolds și să vezi că ești acționar la Alpin. Da, da, e Alpin doar la echipa de Formula 1, nu și la companie, știi? E un grup de vedete, investitori, da. Care s-a mărit acum, vreo două săptămâni, parcă. Exact, în Statele Unite au adus musafirii și investesc în echipa de Formula 1 Alpin. Observăm că avem în două nuanțe. Poți să o ai într-o nuanță, poți să o ai în două nuanțe. Culoarea se numește Bleu Iron, adică albastru fier sau albastru oțel. Și ăsta se numește Noir Etoile. Și dacă mi-aduc eu aminte, Etoile era stea în franceză. Așa. Și evident, dacă ai și Esprit Alpin și Ford Control, înseamnă că mașina este la apogeul dinamic, să spunem așa. Spre deosebire de alte modele Renault, care a avut Ford Control, asta are și suspensie independentă pe spate și se simte un pic mai natural sentimentul acesta de a vira. Pe când la celelalte, la Talisman, să zicem așa, nu se simțea așa natural. Dar Laguna parcă a fost primul. Și Laguna a mai fost primul, da, model cu Ford Control. Cu Ford Control. Dar e bine că e mai natural. Și mașina e destul de manevrabilă. Am condus-o, mai condus încă un hibrid când am filmat pentru Promotor. Am mai condus un mild hybrid pe care l-am filmat pe mașină cu Luci Popa și pentru Promotor. Și de fiecare dată mi-a plăcut Ford Control-ul. Ăsta o să vezi și tu, o să-ți placă. Avem aici apărătoare ca să nu arunce petricelele în vopsea și discurile de frână 320 mm pe față, 292 mm pe spate, ventilate și pe spate. Uite o chestie interesantă de genul, poți să îți cumperi Clio cu tambur, dar uite că pe Austral au pus ventilate pe spate, în ciuda faptului că mașina nu e foarte grea, are sub 1600 de kg la gol. Nu e rea deloc. Cred că e problema de aspect. Dacă la Clio e o mașină de buget, Australul deja nu cred că mai are aerul ăsta de... Nu. Australul e, cred că, după Meganul electric, cam primul produs care tinde așa un pic mai mult spre premium decât... Apropo... Și incredibil. Pâslă. Pâslă și în față. Stai să-ți arăt. Pâslă tot în față, dar ce am observat, e foarte greu de curățat pâsla asta, vezi? Adică eu am venit cu mașina spălată și da, a plouat toată noaptea și s-a prăfuit de la spălătorie până aici. Dar chiar și așa am avut frunzuliță, iarbă deasă și ce mai aveam pe aici. Da, și priză de aer pentru aerodinamică pentru reală. Pentru a scoate căldura degajată de discuri. Da, eu aș zice două chestii. Eu aș zice că o răcește mai mult, da, intră aerul, răcește și după aia aerul iese pe aici, prin jurul roții și creează efectul ăla de outwash ca la mașină de Formula 1 și ajută aerodinamica. Și adică tot le răcește, dar cumva altfel. Ei, și pâsla asta e destul de greu de curățat, știi? Deci stăteau frunzulițele, se agățau de... Da, dar are și rol de izolare fonică. Are și rol de izolare fonică, evident că și pentru asta a fost făcută. Bun, cam atât în partea asta. Indiferent de versiunea de motorizare, primești 55 de litri rezervor plus încă 3 pentru rezervă. E, cred că, singurul producător care spune și valoarea rezervei. Da. Deci un total de 58 de litri și de asta mă bate pe mine gândul că aș putea să scot peste 1000 de kilometri cu mașina, știi? Mă rog, sistem din easy acesta, fuel. Da, similar easy fuel-ului, avem ăsta protecție. Da. Cum îi zice, mă? Că-mi scapă. Anti-apă. Știi? Așa, să nu intre apa. IP68, vorba lor acate să telefoane și benzină 95-98 cu 10% etanol, dacă vrei. Așa. Spatele cel mai frumos, dacă este să mă întreb pe mine, tot așa se vede și o influență românească aici, știi, când croșetau bunicile noastre. Da. Deci
Ca să vă arătăm și vouă, stopurile sunt 3D, sunt absolut demențiale. Și, na, în rest, un eleron, o antenă, un ștergător. Dacă tot suntem aici... Stai, că vreau să, înainte de portbagaj, că vreau să arăt ceva foarte șmecher la portbagaj, dar îmi trebuie cheia și nu o am, știi? Difuzorul, pseudodifuzor, cum vrei să-i spui, negru lucios și negru și plastic nevopsit în zona asta, echipare spre alpin cu cameră, cu tot. Ține tu camera, că vreau eu să arăt o chestie foarte, foarte mișto. Deci, mașina este Active Engine Switch Off, deci mașina este pornită, dar hai să facem altă chestie. O dau în drive și o pun în park, da, cu cheia în mână. Deci mașina e efectiv pornită, da? Cu cheia în mână. Bam, bam. Eu n-am mai văzut, sau nu sunt multe mașini care să aibă portbagajul activ, portbagajul din acesta electric când mașina, activ, când mașina este pornită. Nu te lasă alții, nu te lasă, știi? Pe motive de siguranță, cred. Pe motive de siguranță, dar e foarte mișto pentru că m-am dus, am avut niște bagaje, am venit cu mașina, motorul pornit, am pus-o în parc, am uitat să opresc motorul și am zis, am făcut la mișto, știi? Pac, pac și am mers. Înainte să-l închidem, un portbagaj 555 de litri, da? Cei de la Renault mi-au dat și... ți-ai grijă degetul? Gata. Așa. Ce este interesant de spus? Deci avem un sistem de sonorizare Harman Kardon, da? Și ăsta, de fapt nu, asta e bateria. Asta e bateria, nu e... subwooferul. Da, nu e subwooferul. Dar roata de rezervă este incompatibilă cu sistemul for control. Deci chiar dacă ai avea, n-ai avea sistemul ăsta, n-ai avea bateria, este incompatibil să ai roată de rezervă și sistem for control. Îți alegi, virează spatele sau când faci pană te ajută. Da? Portbagajul măricel, așa cum ai zis și tu, priză de 12 cârlige și o chestie drăguță și chiar de apreciat, că poți să rabatezi bancheta din spate. Sunt SUV-uri din clasa asta care pot să facă chestia asta, dar sunt multe care nu poate să facă. Da. În rest, din câte mi-aduc aminte, bancheta e ușor de ridicat, dar atenție că trebuie să bagi și centura, știi? Nu e asta. O problemă? Bun. Am arătat portbagajul, mai avem ceva în stânga și în dreapta. Locuri de depozitare? Locuri de depozitare, ia uite celălalt, cât am căutat ăsta, nu știam unde era, celălalt băț al meu. Da. Și... aici am ceva pentru voi, o să le arăt în următoarele clipuri. Sunt două chestii pe care le dau la giveaway, da? Dar o să vedem data viitoare despre ce este vorba. Și nu s-au zgârcit, au pus două mânere. Au pus două mânere, da. Dar ai soft close, așa ai că soft. Le ai degeaba. Da, ei, poți să apeși pe buton. Nu, dar... când nu ai soft close, când ai două soft close, da. E... sunt curios dacă, vezi, nu prea ia motorașul. La unele mașini, motorașul recunoaște chestia asta și spre aia el. Dar poți să faci chestia asta. 2. Și dacă a făcut a doua oară, poți să pleci. Dacă n-a făcut a doua oară, nu poți să pleci. Reiei jocul de glezne. Și vreau să mai încercăm o chestie. Dacă îi pun avariile, deci îi pun avariile, în mod normal ar trebui astea, care sunt dinamice, ar trebui să își piardă dinamicitatea, să fie statice. Dar nu, tot dinamice sunt, știi? Și observăm că nu se transferă în jos. Și altă chestie, dacă se sting. Sau dacă poți... da, nu se sting nici cele de sus. Și stopurile și asta. Nu se sting. Nu se sting. Da. Ok, poți să oprești și de la buton dacă e suficient de înalt. Și aici în spate, stai să pun eu toate chestiile. Mă, buzunarele sunt destul de încăpătoare. Și până le pun eu pe astea în portbagaj, zi-mi tu de materiale, dacă... păi, până la materiale, ia uite, au îmbrăcat pragul. Da? Deci ușa acoperă integral pragul pentru a te feri de murdărie. Cred că mai mult pe doamne care au rochii lungi și copiii care au tendința să se urce, știi? Aha. Că ei nu pot să salte piciorul și atunci târie. Da. Mi se pare că e pragul cam gros în spate aici, vezi? De... dar hai probabil e o ramforsare. E o ramforsare, dar vezi chestia asta, știi pentru ce? Să nu aluneci. Poftim? Să nu aluneci. Să nu aluneci. Nu am văzut la multe mașini așa. Chit că mai îngroașă puțin din prag, efectiv este, dacă pui piciorul aici, nu este nicio problemă, nu aluneci, știi? Și avem piele, alcantara și textil. Deci o combinație la care francezii chiar nu s-au zgârcit. Nu. Și de ce e atât de multă lumină? Că avem un... palafon panoramic, care nu se... deschide? Nu se deschide, nu este. Ceea ce e bine, că nu stai cu lățat, cu nu știu ce. Ia uite LED-uri aici. Steluțe, steluțe, luceafăr. Etoal. Și uite, îți spune cum să pui scaunul, cum să-l fixezi. Da.
Ia, e pe sistem din ăla să nu pierzi căpăcelele. Am văzut o grămadă de Volkswagen-uri și care nu au căpăcelul. Tu care umbli mult cu mașini rulate, observi multe mașini care au gaură acolo, știi? Da, și le lipsește căpăcelul. Lipsește căpăcelul, arată urât, știi? Și avem și gură de ventilație. Și USB-C. Și covorașe dedicate. Covorașe dedicate, da, bine, când e o mașină din asta de presă, ți le dă. Mâner zdravăn și material moale. Da, și la Esprit Alpin, mânerul e de culoare neagră, da, și așa cum ai zis tu, avem auto. Apropo, pe toate geamurile. Da, după un timp se stinge motorul, știi? Dar acum nu, avem și protecție la geam și uite cât de rapid urcă. E motorașul, da. Da, și geamuri privacy și un privacy de culoare foarte închisă, uh-huh. Adică o protecție zdravă. Deci eu nu văd în interior, chiar este, da, evident că este la limita legală și totul este omologat, adică Renault nu face mânării de genul ăsta. Ok, vreau să te pui în spate. Să-mi reglez scaunul în față și să da, mă pun în spate. Da, reglează-ți-l în față, da. Că ăsta e testul. Și dacă tot așa, dă-i și tu o fază lungă până îți reglezi ca să arătăm. Pentru că avem semnalizările astea, avariile poți să le lași. Avariile dinamice, semnalizările dinamice care arată demențial. Și farurile sunt deja pornite, sunt farurile LED Matrix Vision. Da, care, deși nu au o lupă din aia cum vezi la alte branduri, tot au efectul de Matrix cu anti-orbire pentru ceilalți participați la trafic și merge destul de ok. Ia, dă-i și o ceață, dă-i ce mai poți să-i mai dai, o lungă, o ceață, o ceva. Ia uite-le, asta e lunga? Asta e ceața, asta e lunga, da, deci lunga este jos. Aici lumina de zi, semnătura luminoasă CET, uite, Renault LED Matrix Vision, nici nu știam că scrie pe ele și cam asta e. Da, arată foarte bine Australul și toate modelele Renault arată destul de bine. Uite, când eram mic, când deschideam o cutie de margarină Delma și dădeam cu cuțitul pentru prima dată, cam așa arăta, știi? Zici că este decupată cu cuțitul. Da, dar dacă surprinde telefonul, da. Nuanța cum bate soarele în ea, cât de e bogată, metalizată da. Este. Da. Deci, are metal flake-uri în ea, da. Cât... culoarea este superbă când bate soarele. Într-adevăr, da. E o problemă cu întreținerea și cam multe valuri făcute pe capotă, dar în mod sigur nu sunt doar estetice, ci sunt și aerodinamice, pentru că trebuie să devieze fluxul de aer spre lateral pentru a nu forța să urce, să o pună în rezistență la înaintare. Exact. Și ce mai vreau eu să zic? Garanție îți dă Renault pentru vopsea 3 ani, pentru coroziune 6 ani. Garanția este... de 3 ani și 120.000 de kilometri, dacă nu mă înșel, dar poate garanția poate fi extinsă. Salt și capota dacă tu suntem afară? Saltă și capota, da. Ha! Vezi? A pornit termicul. A pornit termicul în momentul în care, da, hai să-l oprim ca să oprește motorul. Nu citește cheia și nu se oprește. Da, ia, dacă ți-a apăsat foarte mult că e oprire de urgență. La multe mașini se întâmplă asta. A oprire de urgență dacă vezi? Da. Te-ai apropiat. M-am apropiat eu? Da. Așa o fi fost. Capotă decupată ca să încapă sigla. Ups, ok. Versiunea hibridă. Acum, poți să-ți iei mild hybrid, 140-160 de cai, sau poți să-ți iei un full hybrid din ăsta, tot de 1.2, același motor, l-am detaliat în clipul meu cu Renault Austral, cu mașina roșie. Hai, uite ce scrie aici. Nissan. Nissan, dar uite ce scrie aici, Malaysia. Malaysia, da. Deci e un 1, 2, 3 pistoane turbo, da, care dezvoltă 130 de cai putere și are două motoare electrice. Unul puternic, da, de vreo 68 de cai, 69, ca să o ducă în 200 de cai, 205 Nm amândouă și mai are un motoraș electric ceva mai micuț. Acela este, are rolul doar de a genera curent pentru bateria de 2 kWh brut pe care ați văzut-o acolo. Performanțele sunt așa, 200 de cai, cuplul nu se adună, suta 9,4, viteză maximă 175, orice Renault Australia limitată la 165 de km la oră. Motorul, injecție directă, 3 pistoane, e un motor cât se poate de nou și probabil ultimul și cel mai important, acest motor se va găsi atât pe Dacia Duster în versiune mild hybrid, cât și pe Dacia Bigster în versiune mild și full hybrid. Deci cum merge mașina asta,
Așa trebuie să meargă și viitoarele Dacii. Iar transmisia, dacă la Arkana Hybrid aveam multimodala aia, inspirată din Formula 1, care folosește motorul electric să schimbe treptele și are 4 trepte pentru termic și 2 trepte pentru electric, aici avem 6 trepte pentru termic și 2 trepte pentru electric și avem mai multe combinații din astea de viteze, cum s-ar spune. E mult mai complicat decât ce găsim la Toyota, știi? Și cine face cutia la... Renault? Full Renault. In-house? In-house. E cutie, Renault, in-house, știi? Dar, culmea, că aici chiar are transmisie, pe când la Toyota toată șmecheria e din motoarele electrice, power speed-ul e din motoarele electrice și nu are trepte fizice. Asta are trepte fizice, simți uneori când schimbă. Chiar sunt curios de părerea ta cum se conduce, pentru că și eu vreau să mai spun câteva lucruri despre cum se conduce și cum se simte motorul ăsta și cum funcționează, în ce regim. Spre exemplu, la Toyota, dacă este rece afară, da, ține motorul termic mai mult pornit. În funcție de temperatura reglată în interior, da, așa se întâmplă. Adică, că încălzirea se face cu antigelul motorului termic. Bun. Și automat, având nevoie de căldură, dar dacă ai bateria plină, tot îți pornește. Tot îți pornește. Și aici e la fel. Asta vreau să zic. Și aici este la fel. Vrea să încălzească motorul. Știi, nu vrea să-l lase rece. Deși acum... De fapt, e obligată să încălzească motorul ca să-ți dea ție căldură în habitaclu. Da. Dar eu, de exemplu, am testat asta azi dimineață fără căldură. Și cu toate astea, deși fără căldură, tot îl pornea ca să încălzească motorul, știi? I-a luat vreo 10 km să ajungă la temperatura optimă. La temperatura optimă, da. Dar de la mine până aici e vale, știi? Și a mers foarte mult pe regenerare și pe electric, pentru că na, era la vale. Și o să facem traseu și la întoarcere o să vreau să conduci tu la duș și la întors ca să pot eu să regenerez cât mai mult, să vedem câți kilometri facem exclusiv pe electric cu mașinul ăsta. Și în cazul în care n-ați văzut la Formula 1, vedeți acum. Da, echipa de Formula 1 Alpin care merge cu motoare Renault, da, folosește Castrol. Castrol. Bun. O închidem. Avem amortizoare, antifonare, cheder la capotă. Da. Repet, mai multe detalii găsiți în clipul cu Australul roșu. Și totuși există ceva franțuzesc aici. Această legătură. E făcută un nod, știi? Made in France. Da? Da, uite ce ciudat. Da, ăla e de piele? Nu cred că e de piele, cred că e rămas, nu știu, de la transport, de la ceva, că nu cred că îți livrează nimeni o mașină care o bandă e bună și una e ruptă 90%. Și eu cred că e de transport, mai ales că aici se află invertorul. Exact. Știi, și avem cabluri de înaltă tensiune, care nu sunt menite să atingă în altă parte. Da. Deci aici avem siguranță loc în loc. Da. Plusul? Plusul. Și bateria de 12V a mașinii. Și minusul. Ia uite aici. Da. Minusul e acolo, da. Ceea ce înseamnă că bateria de 12V a mașinii e undeva în spate. Eu cred că totuși că aia din spate era... Nu era bateria de 12V. Sau s-ar putea să fie bateria de 12V. Dacă era de aia de 12V, trebuia să ai acces mai facil ușor la ea, da, da, în caz de ceva. E și la asta, dacă asta o ții cu contactul pus, îți moare bateria de 12V și nu mai pornește, știi? Bun, hai să vedem și interiorul. Să facem testul ăla cu scaunele. Deci, foarte interesant, stai puțin, că vreau să arătăm și chestia asta cumva. Cheie la mine, da? Da. N-am arătat cheile sub. Se încuie, da? Te apropii de ea, se descuie, simplu. Da, cheia e tradiționala cheie Renault, doar că acum au schimbat sigla, uite. Asta este. Da. E o cheie normală și cu romb. Acum te apropii de mașină și un detaliu foarte drăguț din partea celor de la Renault pentru modele din clasa asta, fii atent. Avem, bine, scaunul era oricum dat în spate, dar are intrare ușoară, intrare facilă atât la șofer, fii atent, cât și la pasager. Cât și la pasager. Ceea ce e foarte mișto și are memorie la scaun, uite. Cât și la șofer, atât la șofer cât și la pasager. Alt lucru pe care îl mai are, ISOFIX în față. Alt lucru pe care îl mai are, airbag central să nu te lovești cu pasagerul în caz de impact. Și mâncătorii de baghete. Da. Sunt foarte mândri francezii de naționalismul lor, așa cum sunt și suedezii care pun steagul Suediei și Alpin aici. Brodat.
frumos. Brodat. Arată, arată frumos, da. Și îmi place tetiera asta, că totuși poți să vezi ceva, dar nu e, nu arată inestetic, știi? Adică nu se vadă, nu știu, nu se vede urât. Se vede diferit față de alte clar mașini. Acum e pornită. E, se reglează pe poziția ta. Se reglează pe poziția mea, da. Și acum poți să o dai. Poți să o dai. Uite, plafonul panoramic. Fii atent, înainte să plecăm, trec eu un pic. Păi nu, nu, ca, trebuie să mă urc în spate, ca să vedem spate. A, n-ai făcut? Nu, păi. A, am uitat, hai. Deci, am reglat scaunul pentru mine. Da. Chiar o idee mai jos ar trebui. Ok, deci am da, loc. Ai loc la genunchi. Da. Trebuie spus că Australul a înlocuit Kadjar-ul și Australul a crescut un pic în dimensiuni față de Kadjar. Deci dacă sunteți familiar cu Renault Kadjar, mașina asta e un pic mai mare și un pic mai spațioasă și avem ce al locul aici. Da. Ceea ce era de demonstrat, am demonstrat. Ce înălțime ai tu? 1,87. Și chiar dacă ai plafonul panoramic? Știi? Da, că cred că din față trebuie închis. Nu, nu, nu. Păi nu, nu e că simplu. Aici, aici e problema, știi? Acolo da, e problema. Oricum nu ating. Da, oricum. Adică e o palmă. Da. Și încă o palmă la chiar fără decupaje. Plasă, cotieră avem? Plasă. Kiloți, Luci, popa. Kiloți, da. Dă, dă și cotiera, cotieră, suportul de pahare simple, da. Oricum, îmi place că avem 4 USB-C-uri în mașină, încărcare rapidă, dar n-avem ambientale în spate, dar avem doar în față, știi? Păi copiii trebuie să doarmă, nu trebuie să fie nu trebuie distrași. Să fie distrași. Da. Exact. Bun, hai să stai, adică tu urcă-te la volan, tu urcă-te la volan, pentru că eu o să filmez din dreapta și e foarte, nu o să mai putem arăta anumite detalii. De exemplu, menținere de bandă e aici, SP-ul, fistici, bagaj și luminozitatea display-ului central. Și da, cred că e luminozitatea doar a display-ului central sau a tuturor. Nu, cred că e doar display-ul central. Volan încălzit, scaune încălzite, parbriz încălzit. Parbriz încălzit, da. Exact. Are. Și se și vede, da. Da, da. Nu e doar zona de jos. Nu e Japan style. Deci e cer frumos avem astăzi. Da, știa că vine Luci Popa cu o mașină. Frână de parcare electrică și autohol și un suport. Care e start stop? Start stop trebuie să fie. Nu, ăsta e auto hold. Auto, auto stop. N-are start stop că e full hybrid. Fii atent. Da, exact. Asta, aici trebuia să, aici era butonul de start stop la mild hybrid, știi? Și da, deschidere capotă plus pedalier 100% metalic. Foarte da, uite bine. Comenzile pentru da, fante. Exact, ai o fantă sus și o fantă jos. Da. Frumos nu, integrat. Cred că asta se închide sau ți asta se închide și se deschide. Se deschide da, și aici dirijezi. Da. Da, da, da. Așa este. Da, interesant și frumos făcute. Și aici toate comenzile pentru scaunele electrice. Deci scaune electrice cu memorie încălzite, ai tot ce. Și pâslă, ca atunci când ding 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 ding, da, să nu se lovească, să nu sune. Să nu sune, să nu sune. Iar aici card, bănuiesc pentru da, un spațiu de pus, dar e micuț, dar poți să spui și un telefon mai mic, cum e să eu. Da, te apropiași. Mă apropiai? Da. Să știi că după un timp da, e posibil după să un timp se oprește, că am pățit-o și eu, am pornit mașina până mi-a pus CarPlay, până mi-a pus centura, până mi-am reglat ce mi-a mai reglat, s-a oprit motorul. Deci, comenzile pentru și pilot automat, da, setare, distanță, plus controlul. Și merge foarte bine pilotul automat. Camerele, comanda vocală, telefonul și și aici modurile de condus, rulare, spre exemplu, da. Ce de spus aici despre pilotul automat, dacă setezi distanța prea, prea mică sau cea mai mică distanță, e cea mai mică distanță de toate, între toate sistemele pe care le-am testat până acum și te sperii la un moment dat și tu până la urmă pui piciorul pe frână că te sperii că nu, nu frânează. Nu frânează. Cea mai bună soluție este să o lași pe orice treaptă, dar nu cea mai mică. Cusătură în trei culorile culori naționale. Trei culori. De tricolore da, era la, la italien. Arată bestial. Deci da, un touch of style incredibil. Și alcantara pe volan. Exact. Asta nu o văd bine pentru că de la pielea umană care secretă da, sebum, grăsime, se va. Eu de asta nu mă urc la volan până nu mă spăl pe mâini. Niciodată. În nicio și mașină. Dă bine Piano Black, dar va acumula amprente. Poate o culoare tot argintia. Ăsta, fi ăsta e Piano Black. Ăsta e, având în vedere că ăsta e plin de butoane, nu știu dacă e, e un, o să-ți rămână amprente în timp. O să-ți rămână, dar ăsta e adevăratul Piano Black. Bun, hai să trecem și facem interiorul, fac eu interiorul în timp ce conduce Daniel și vor discuta. N-avem reglaj lombar,
la scaunul pasagerului. Oricum, buzunarele sunt mari, chiar dacă nu sunt capitonate. Harman Kardon și JBL și cam mai toate sistemele sunt deținute de către Harman, care e deținut de Samsung. Ca să țineți asta. Alcantara asta ar fi fost defect. De fapt, ar fi protejat mai bine în timp dacă era puțin poziționat așa. Așa va acumula praf în perii ăștia ei, știi? Da. Ce să păcat. Pedalierul e tip sport, da. RS. E tip alpin, știi? Da, acum da. Acum. Ok. Asta e tot poziția mea, nu? Da, tot da. Poziția ta. Ok. Ok, fii atent. Vreau să mă ajut în misiunea mea de a merge... Economic. Da, ca să fac 1000 de kilometri cu un plin. Ok, do you want to save it? No. Și la pasageri este la fel. Da, efectiv, tu setezi și după aceea te întreabă, știi? Te întreabă dacă vrei să salvezi poziția. Ok, uite, vezi? Seat passenger position number 2 has changed. You want to save it? No, știi? Dacă vrei, bine, dacă nu, nu. De exemplu, dacă stă o singură persoană tot timpul aici, atunci da, poți să faci. Priză de încărcare. Priză de încărcare. Două USB-C-uri. Mișto poziția asta de încărcare prin inducție. Prin inducție, da. Telefonul ăsta, Realme-ul meu, n-are wireless. Dar aseară am încărcat fostul meu iPhone 8 pe care l-am vândut cu 40 de lei aseară unui prieten. Da. Pentru că vrea să-și facă o colecție de telefoane și am zis că-l ajut, știi? O colecție de telefoane vechi. Și ia fi atent aici. Răzătoare. Vreau un iPhone 3GS? Ia să-l întrebi. Da, vreau. Are ecranul fisurat, dar funcționează. Da, da, normal. Chiar vrea să se apuce și să o facă calmea. Deci răzătoare. Da, aici poți să pui telefonul. Aici este wireless charger și asta poți să-i socureți. Da. Sunt curios, eu n-am văzut un austral fără wireless charger, să socurez ce are acolo. Asta e un detaliu foarte interesant. Deci mă bucură tare chestia asta, pentru că poți să ai telefonul să vezi notificarea aici și să stai pe Apple CarPlay, Android Auto, navigație. Opa. Luci Pop are bani. Am bani. Oh, și mulți. Mulți, prea mulți. Nu e bine. Trebuie să mai cheltui din ei. Ok. Moale. Aici e tare, dar e tot, are impresia asta de cusut. Și cusătură. Da. În nuanță. Și evident, dacă înainte de asta am avut Ford Bronco care n-avea nicio manetă pe dreapta, dar niciuna, dar aici asta avem trei. Schimbător ca la Megane E-Tech și ca la Mercedes, ștergătoare și comenzile audio, cine are Renault știe, mut, apeși pe amândouă, volum, schimb de aici și schimb melodia de aici. Și mod de jos. Da. Taliu pe care nu l-am arătat la Renault Austral, avem... banchetă glisabilă, deci dacă ai mai mult, nevoie de mai mult spațiu în portbagaj, îl poți avea. De exemplu, dacă stau doi ca mine, unul stă în față la volan, unul stă în spate, al treilea are loc în portbagaj. Și dacă vrei să rabatezi bancheta, ai o manetă aici, că am arătat că se poate rabata din spate și mai mult, e și reglabilă, dacă vrei să stai mai pe spate, da. Deci nu prea îi lipsește nimic, în afară de o banchetă încălzită în spate, dar nu e mare scofală. Ok. Hai să mergem să o și conducem. Tabloul de bord l-ați mai văzut și la echiparea cealaltă. O să-l rog pe Daniel să dea pe butonul de view ca să vedem toate modurile. View așa. Dacă nu vrei rotund, poți să ai pătrat. Da, asta seamănă cu chestia din Războiul Stelelor. Engage. Engage, da. Mai dă-i. Așa, ceva mai simplu. Asta mi-aduce aminte, era o reclamă la seria 5. Uhum. Cu bilele alea în mișcare. Da. Acum trecem din nou așa. Și dacă dai de aici în jos, o să dăm în modurile computerului de bord. Temperatura apei, câtă putere folosești, Europa FM, Eco Monitor. Da. Șasiu. Exact. Tracțiune față. Orice Australia, tracțiune față. Trebuie menționată. Se duc cu presiunea în anvelope. Cam mică. Păi, eu am venit aseară, aveam 2.5 în ea după ce am venit de la București, după 200 ceva de kilometri, fluxul de energie și distanță. Deci eu am făcut 365 de kilometri și mai am 780, deci am șanse să ating 100, da? 1000, pardon. Și consumul ăsta este consumul pe care l-am scos, 4,7 pe 365 de kilometri. Ce-i drept, aseară a fost aglomerat, vineri seara au plecat toți provincialii acasă și s-a mers bară la bară cu tot cu aglomerație. Deci, acesta este tabloul de bord, n-are cozoroc. Așa, prima impresie? E bine că îți dai seama când e motorul termic pornit. Da. Că te ajută cumva să-ți adaptezi stilul de condus
la ce îți propui respectiv să economisești combustibil. Da. Anvelopele le simți late. Deci asta n-ai cum. Da, se simt late. Nu simți. Și nu știu dacă ai observat când ai făcut dreapta atunci în intersecție roțile. Roata dreapta spate a luat într-adevăr un denivelare. Parcă să zic a virat mai în scurt, ca să folosim un termen da. Încetățenit. Și o să vezi și când acum gata, urci pe motorul. Ia tăia motorul, avem da, 3 sferturi și încă puțin de baterie. Știi, sunt curios cât... Poți să te joci cu regenerarea dacă știi. Plus, pe padela de plus ai mai puțină regenerare și pe minus ai mai multă regenerare. N-ai regenerare auto, dar regenerarea e foarte puternică. În dreapta e cea mai... deși e o hibridă, în dreapta e cea mai strong, se bate cu electricele la regenerare. Deci o regenerare super puternică. Da. Chiar se bate cu unele electrice pe partea asta de regenerare. Și este silențioasă. Da. Adevărul că și anvelopele o ajută, fiind premium și nu din gama de buget de la Michelin Gen Energy Saver, da. Ci Primacy, adică exact. Peste ele mai e Pilot Sport. Da. Pilot Sport, dar alea sunt anvelope sport pentru mașini care au destinație confort. Asta este anvelopa ideală, cam ideală. Sunt curios acum în urcare unde va interveni termicul. Pentru că avem 50 la oră da. Și mașina merge pe electric. Merge pe electric. În da. Urcare. Dacă motorul este cald, îți lasă cam un sfert de baterie pentru depășiri și urgențe și după aceea intră, știi? Adică nu-ți scade mai mult de un sfert de baterie. Și eu zic că dacă ești cumpătat cu pedala, eu zic că o să rămână pe electric. Eu zic... Toată urcarea? Nu, toată urcarea, până se duce bateria. Adică până ajunge la un sfert cu bateria și încă este pe electric. Și observ că e, are cuplu, adică nu se simte sub... Vlăguită. Nu se simte vlăguită. Asta este pe eco, înțelegi? Pe normal, uite acum a intrat, deci un pic peste sfert de baterie. Pe normal, mașina se conduce cam la fel, doar că e pedala de accelerație un pic mai responsivă. Aia e... Și pe sport îți pornește motorul și să ai resurse tot timpul, știi? Asta e diferența. Pe sport chiar are reprize, dar are și pe eco dacă îi dai un 3 sferturi de pedală, știi? N-ai virează treabă foarte, foarte plăcut. Da, foarte din scurt așa. Și uite, acum se aude motorul, nu se aude murmurul ăla de 3 pistoane, știi? Destul de rafinat. Știi că eu chestia asta am remarcat-o și pe Moca, atunci când am fost în Germania. Da, da, da. 3 cilindri, dar nu vibrau ca... Nu. Ca la alții. Ca la alții, da. 3 pistoane. Acum, după ce termină Daniel curbele, o să prezentăm și sistemul de infotainment. Dar vezi, e destul de plăcută la condus pe viraje, știi? Dacă nu o forțezi foarte tare, nu vei avea reacții neplăcute și nu trebuie să virezi foarte mult datorită sistemului for control, știi? Se înscrie plăcut pe traiectorie. Da. Asta e. Iar sunetul motorului pătrunde exact atât cât e nevoie să știi că e pornit, fără să stai să te uiți tot timpul pe display, băi, merge, nu merge. Da. Așa îl simți puțin și în pedală. Și mai ales urechea te ajută mult. Și nu e atât de intruziv, adică e chiar ok. Da, nu e deloc intruziv. Renault chiar a făcut niște salturi cu Megane E-Tech și cu Austral. Aici, hai să vorbim puțin de Renault, ce a făcut el de-a lungul timpului. Păi a venit cu niște mașini gen Renault Avantime, exact cum spune timpul, înaintea timpului. Da, da, Renault da, Versatis, Renault Wind. Deci niște mașini de serie care arătau ca niște prototipuri. Da. Că n-au avut ele succesul de vânzări fulminant, dar contează că acest producător a avut curajul și a venit cu ceva diferit. Da. Acum, într-o mare de producători care unul scoate ceva și toți iau și îl mănâncă. Da. Acum, nu știu dacă ai văzut tu, ce... Deci a plecat un designer de la Peugeot la Renault și Rafale parcă seamănă cu un model Peugeot, știi? Adică au început să copieze unii de la alții, dar mie mi se pare că limbajul ăsta cu semnătura luminoasă C e foarte ok la Renault. Distinctiv.
Da. Distinctiv. Adică dacă Angel Eyes îl știi... Da, dar nici BMW nu mai are Angel Eyes, de mult. Au făcut Nicovală, Exact. O chestie drăguță pentru cine nu a văzut până acum, avem două guri de ventilație la pasager. Adică nu avem una aici și una mai prin centru, avem două, una lângă alta. Când vrei să-l tragă căldurile, știi? Da. Și pentru că mașina are gură de ventilație pentru pasager, tu nu mai trebuie să dai la maximum în dreapta ca să se ducă aerul de aici, pe lângă scaun, să se ducă în spate la pasager sau pe ăsta să se ducă în stânga. Poți să le direcționezi cam cum vrei. Și fiecare gură, nu există o gură de ventilație, doar astea seamănă între ele, dar nu există guri de ventilație identice în mașina asta. Nu le-au făcut simetrice, să-i spunem. Da, uite, aici au inovat, arată foarte ok. Da. Și n-au lăsat unul singur pe centru, au pus și sus și jos în funcție de cât de lungă ai mâna. Da. O ai mai scurtă, ajungi jos, o ai mai lungă, ajungi sus. Ajungi sus. Rolul e același. Exact, și închidere și deschidere. E un mecanism destul de complicat să faci așa ceva, știi, puteau să se... Dar am observat că la mașina asta nu s-au zgârcit. Exact, ochelari și fii atent. Ia, yeah, ce tare asta. Da, da, uite, are și treaptă intermediară, toate pentru mașinile copii. Pentru copii. Să-i vezi. Toate mașinile care au oglindă din asta n-au treaptă intermediară. Eu n-am văzut nu? Deci cu treaptă intermediară cred că e primul model pe care îl văd. Eu am mai văzut, nu știu să spun, dar uite. Poți să filmăm tot vlogul de aici, știi? Ha, ce tare. Ce drăguț. Și uite, are piano black și uite cât de clar se vede în piano black, ne vedem noi așa de sus. Vezi? Da. Se vede cum conduci. Mă rog. N-are mult timp în România. Da, n-are mult timp în România. Are 10.000 de kilometri. E foarte mișto rezoluția, foarte clară, accurate, știi? Da. Nu pixelată. Luminozitatea, să zic, parcă o idee cam puternică, dar cred că se poate regla de undeva. Se poate regla, da. Se poate regla. Dacă n-ai cozoroc și când bate soarele foarte tare, te ajută. Te ajută, da. Și e orientată către șofer, fără să-l priveze și pe pasagerul dreapta de informațiile afișate, da, pe display. Deci, acum nu ne-am transformat în ambasadorii Renault, dar ce să dăm cezarul, ce al cezarului. Arată foarte, foarte modern. Și okay. Pot să spun o chestie care nu-mi place. Dacă eu sunt pasagerul și vreau să reglez volumul, da? Trebuie să... Ia, e pe slide? Nu e pe slide. Vezi? Dacă era pe slide, era mai ok. Trebuie să dau și să apăs așa, știi? Mare regret. Care nu e soluția ideală, să-i spunem așa. Și tableta aia este Android. E bazată pe Android Automotive. Volvo, Renault și alți producători. M-am jucat din padele. Te-ai jucat din padele și cum? A frânat beton. Beton. Păi ți-am spus că rivalizează cu electricele. O să întoarcem aici și dacă mai e nevoie, după aia ne mai plimbăm, dar nu cred. Ia, intră pe ăsta și vezi să vedem amortizarea. Da. Pentru că deși ăsta e Esprit Alpine, e un pic mai rigidă decât un Austral normal și are și jante pe 20. E ok. Da. E bățul tău un portbagaj. E bățul meu un portbagaj, da. Da. Și aici... Uite, vezi? Am dat cu roata spate și parc ca la Mercedes. A intrat în parc. A intrat în parc. Ok. Să trec eu la volan, da. Apropo, am văzut ceva. Datorită unghiului sub care pică lumina solară, vedem un mic luft. Un mic luft acolo, da. Îl vedeți? Da. Ah! Eu mi-am pus... Dar? Da, chiar. E capitonat? Pâslă. Da. Pâslă. Da. Foarte ok. Eu mi-am pus centura, dacă aveți memorie la scaun, niciodată nu vă puneți centura înainte de... Că te strânge de gât. Că te strânge de gât, da. Acum, mergem la seats și suntem la driver și dăm recall. Rechemare. Deci nu avem butoane fizice cum regăsim la alte modele, știi? Nu e total recall, e doar recall. Seat Easy Access și Visual Feedback. Adică dacă eu reglez scaunul, am visual feedback că am reglat scaunul. Mă rog, hai să-i dau recall. Și după aceea să ne vedem de treabă. Centuri reglabile pe înălțime, evident 5 stele la euro în cap, nu mai încape discuție. Și volan, care are reglaj destul de mult, adică îmi place. Multe opțiuni. Cum ți se păru la condus? Foarte interesant. La și volanul, și volanul în pofida formei, ți se lipește de mâini. Da. În sensul pozitiv și în sensul în care nu te face să lași vreo mână de pe el. Știi că la anumite mașini parcă îți vine, băi, las conduc o mână, una
stânga o țin. Da, da, da. Te, nu, nu, asta te ajută să te îmbini, da. Da, să ce, băi, nu mă, nu mă părăsi, nu mă părăsi și o faci cu cea mai mare plăcere, știi? Adică uite, văzut. Acum când se urc, când urcăm, da, se simți duritatea suspensiei, dar cred că e accelerată puțin sau deci, accelerată. Majorată datorită dimensiunii anvelopelor. Talonul exact. Foarte mic. Talonul mic, jante mari, suspensia un pic mai sportivă. Nu e rău pentru jante de 20. Nu, nu, nu. Nu. Mă așteptam la o nemțească la 20. Da, pierdeai prost, din pietre, prost, da. Pierdeai din pietre la rinichi. Vreau să arătăm și cum merge. Dar bine, acum nu vede benzile. Uite, și-a trecut pe electric. Da. Acum rapid, aveți în celălalt clip al meu cu Austral absolut toate funcțiile, toate briz-brizurile la sistemul de infotainment. Pe scurt, Android Automotive bazat pe Android 10, în standard ai Google Maps, dar îți trebuie internet și fie hotspot, fie cartelă, fie netul mașinii care vine din conectivitate. Ok? Deci asta este Google Maps în standard, da? Te duci la muzică, problema este că dacă vrei să reglezi sunetul, egalizatorul, trebuie să te duci doar la radio. Nu poți să reglezi, dacă tu asculti o muzică în Apple CarPlay și în Android Auto, nu poți să faci chestia asta. Trebuie să treci în radio și să schimbe melodia pe radio. Și după aia alte setări cu FM, DAB, whatever. Ne întoarcem la muzică, Bluetooth Audio, News, Podcast, whatever. Apple CarPlay, Android Auto, cu wireless, cu fir, cum vreți voi. Mie îmi place cu fir. Fun fact, dacă l-ai setat wireless și apuci înainte să se conecteze la Bluetooth, să începă wireless, să bagi cablu, ți-l trece automat pe cablu, știi? Și atunci nu mai ai lag la sunet. Și fun fact pentru proprietarii de iPhone, AirDrop-ul nu merge pe CarPlay wireless, ceea ce e foarte nervant. De asta prefer eu cablu, pe lângă faptul că nu se încălzește telefonul și alte avantaje, sănătatea bateriei, se încarcă. Bun, alte aplicații pe care le are asta mașina. Și fiind are și Play Store, dar pe Play Store poți să umbli doar când mașina este oprită. Statică. Statică, da. Device Manager, Calendar, Files, Google Assistant, Google News, Phone, Plug Share. Plug Share? Asta e amuzant, știi de ce? Pentru că mașina nu e plug-in. Știi, deci dar poți să o pui dacă vrei, știi? Asta e foarte amuzant. Care are aplicația Plug Share, deși nu e plug-in. Dar pe Play Store poți să pui orice, inclusiv joculețe dacă vrei. Evident că ele nu vor putea fi folosite în timp ce mergi. Alte chestii pentru mașini. Electric. Ce înseamnă electric? Ai efectiv fluxul de energie și alte. Predictive Hybrid. EV City. Asta e foarte tare. De exemplu, mergi pe pilotul automat pe 50 la oră în oraș, se apropie de un sens giratoriu, frânează singură, încetinește singură, astfel încât să regenereze cât mai mult când ajunge la giratoriu. E amuzant, am încercat-o. Nu e chiar pe gustul meu, că mie îmi place să setez eu din padele, știi? Dar pentru cineva care nu vrea să se chinuie cu padele, poate să facă Predictive Hybrid ăsta și să meargă foarte ok. Camerele 360 de grade, o să le arătăm la final că nu merge. Modurile de rulare, ori apeși pe multisens aici, dar partea amuzantă este că poți să selectezi for control-ul, vezi? Cât de eficient să fie. Inclusiv să fie. Da. Ei, pe sport, de exemplu, poți să-i dai mai mult, știi? Steering effort, low, spre exemplu, dacă vrei ca direcția să fie mai ușoară. Noi am condus pe high direct, cu direcția. Și așa cum tu îl setezi, așa rămâne, știi? Ok, life on board, ambient lighting, personal, știi? Ok, și te duci și selectezi tu culoarea pe lumina ambientală, pe modul tău de rulare preferat. Deci, de exemplu, dacă modul meu preferat este eco și eu vreau mov, va rămâne mov pe eco tot timpul. Simplu ca bună ziua, sau roz. Și climatizarea normal sau eco. Deci cine a avut mașina asta înainte a setat climatizarea pe normal, nu pe eco, pe modul eco. Și practic modurile de rulare sunt personalizabile. Fiecare mod este un mod individual în felul său, știi? Chiar dacă ai și modul perso, care e și mai personalizabil, știi? Dar, na, e interesant. Scaunele, da, și masaj. Am uitat să spun că avem masaj. Am spus când sunt încălzite. Daniel, îți fac un masaj. Yeah. Shoot. Intensity 3 passenger. N-are masaj. Doar pasager. Îmi pare rău. Și eu care voiam să... Ok, o să vedem cum este și masajul. Cred că am și spus la trecută. Calitatea aerului. Aici avem un purificator de aer pe care îl poți activa.
Da. Climate in auto mode and windows closed. Se simte? Da. A crescut intensitatea. Și uite, eu nu frânez acum. Mașina face totul pentru mine. Care predictive EV, da? Deci eu am intrat în curba aia, în acul de păr, cu 70, mașina încetinește pentru mine, vezi? Da. Și regenerează cât consideră ea. Și viteza o ia astfel încât să fie o viteză de siguranță, 35 la oră, da? Ei, dacă dezactivezi Predictive EV-ul ăla și dacă dezactivezi pilotul, atunci nu va mai fi. Dar hai, hai că îl dezactivez eu să mă buc să fac eu ce vreau să fac, că vreau să văd cât putem să mergem pe electric. Și acum nu o să mai arătăm de infotainment, că suntem în curbă. Dar, uite, masajul la mașina asta este din ăla cu umflatul unei singure perne. Nu are mai multe pernuțe care te pac, știi? De exemplu, la Peugeot, aici e totul din regenerare, vezi? Ce regenerare puternică are dacă la vale, în act de păr, mă încetinește? Da. La Peugeot, pe exemplu, ai mai multe pernuțe, știi? Și acum nu... Să-i dăm cezarului ce al cezarului. Hai să dau la scaune, ca să... Seats, masaj, nu știu ce. Te ajută și ăsta. Dar tot ce face este să-ți împingă pernuța de lombar la o viteză ceva mai mare. Nu spun că nu e eficient, dar un masaj cu mai multe pernuțe, mai ales pentru o persoană care are probleme cu spatele, cum am eu, să-ți împingă câte o pernuță, câte o pernuță, e mult mai impresionant, să spunem așa. Ok, venim, dăm două trepte de regenerare și acum îi dăm iar să se ducă la vale. Și cu toate astea e foarte greu să încarci bateria la maximum, chiar dacă este la vale. Și acum face efectiv coasting. Da, depinde și lungimea coborârii, da, și unghiul de înclinare. Așa este. Dar și faptul că asta are o baterie de hibridă, de full hybrid, mai mare decât alte mașini hibride. Da. Care au 1 kW, 1 kW și puțin, asta are 2. Știi? Probabil ajută și asta. Și acum să vedem cât putem să mergem pe electric, dacă ajungem în parcare pe electric. La Air Quality Driving Eco, aici e un monitor, îți arată, știi, cât s-a mers în 10.000 de kilometri. Uite, a văzut focusul din față, a încetinit. Cât s-a mers electric, da? 5,2 consumul mediu. Ăsta e consumul mediu al mașinii pe toată durata, da, vieții. Și am scos 4,7. Da? Ba nu, pe distanță de 634 s-a mers electric 235. Oho. Da. Și eu n-am resetat trip. O treime. Da, o treime. Sistemele de asistență, mașina are 32 de sisteme de asistență ale șoferului. De la rear m-a salvat azi de dimineață. Eu am pietriș, știi, la mine pe alee. Pe alee am pietriș. În fața conacului. Da. Ei, și cineva, nu știu dacă ai mei sau altcineva, au pus un malder de pietriș. Și îți dai seama, în oglindă se vede ca când a pornit termicul. A pornit termicul. Da, a pornit termicul. Deci uite că nu e un sistem care să meargă doar pe electric. Când consideră că are nevoie, pornește, deși bateria era destul de plină. La toate autoturismele hibride trebuie să existe un sistem de management al sănătății bateriei care să o împiedice să se descarce sub un anumit procentaj, da, căci astfel te ajută în utilizarea ei un timp mai îndelungat. Că dacă ai duce până la 2% și după aia ai pune la încărcat, tu poate după aia mai mergi un singur kilometru, da, și ea nu se încarcă suficient cât să își, da, permită să reziste, nu știu, 3 săptămâni dacă tu nu mai mergi cu ea. În București ți-am zis, am văzut și un sfert de baterie aici, nu, peste la jumate a început să o încarce. Știi? Probabil, da, știe ea ce știe. Ce am observat? La alte mașini, fie electrice, fie hibride, dacă selectezi regenerarea puternică, pedala de accelerație devine, are alt răspuns. Pe când la asta, indiferent că ai regenerare 0 sau 100, o pune aceeași rezistență pedala, știi? Și e un pic... ciudat că la altele m-au obișnuit altfel. Deci are 32 de sisteme de siguranță și are și rear cross traffic alert și oprire la mers cu spatele. Ei, și eu în oglindă am văzut pietriș. E normal că am văzut pietriș, dar am văzut malderul, știi? Și m-a salvat la atâta, m-a oprit să nu dau în pietriș. Dacă eu nu sunt obișnuit să fie pietriș acolo. Și are tot felul de sisteme. Lane departure warning, alert vibration, toate asemenea. 32 de sisteme de asistență, inclusiv blind spot. Și ce n-am zis, apropo de blind spot și de oglindă și mai departe, e un unghi mort destul de mare în zona asta. Deci pilonul avem stâlpul, da, pilonul A, cu suportul pentru oglindă, cu oglinda cu totul. Care e mare, te ajută, îți oferă multe... Îți oferă multă vizual în spate, bun. Doar da. Că în față,
obturează. Da, obturează destul de, destul de mult. E și pus, e și mare, e și aproape de Montantoa și este și pusă la o înălțime, știi, e fix pe aceeași dungă cu linia ta vizuală, știi? Cam unde te uiți tu e fix acolo. Și atunci în, în zona asta și un pic acolo trebuie să ai mai multă grijă. În rest, vizibilitatea e cam ca la o mașină normală, nu e nici prea, nici foarte, foarte, e în limitele clasei. Dar aici, aici este singura mică problemă pe care am văzut-o, trebuie să fii un pic mai atent, mai ales când faci stânga, știi? Sau dacă ai un pieton care îți vine așa și merge fix în unghiul ăsta, o să-l vezi un pic mai greu. Partea bună e că o să-l vadă mașina, știi? Prin cele 32 de sisteme de siguranță. Da, de asistență. O să vadă mașina. Îți plac clapele astea la climatizare? Da. Mie îmi plac. Orice buton fizic. Da. Pe climatizare este un bonus pentru că nu stai să atingi. Vere, l-am atins pe ăla care trebuie, nu l-am atins, da. Am făcut temperatura care trebuie, ventilația. Într-adevăr, există un buton de auto, bănuiesc la toate sistemele astea de climatizare bune, dar faptul că sunt poziționate cumva fizic, la vârful degetelor și sunt fizice, ajută mult și în ochii mei are un punctaj ridicat pe cel puțin și pe tema asta. Da. Și uite cât de rapid virează port controlul ăsta. Așa, parking assistance, o să ne jucăm acum cu camerele și cu parking assistance la final. Access, welcome, driving lights, wiping, cockpit, știi, screen și mai departe, automatic brightness, tire pressure, update de soft că e Android. Setări sunt o grămadă. Da, uite, setările zici că sunt ca la Android, ca la un, la un telefon cu Android. Până la urmă chiar așa este. Uite, camerele când te apropii de ceva, vezi? Deci tu poți să dai pe 360 camera să vezi camerele, da? Și uite, avem unghiurile astea, avem unghiul ăsta, foarte mișto, dar tu dacă nu pornești camerele, mașina e albă. Da. Ia, semnalizează. Da. Semnalizează, ok? Dacă îi dau fază lungă, nu vrea, dar dacă îi dau în spate, ea. Are, are frâna, se vede, da? Bine, are auto-hold-ul acum. Și dacă semnalizezi, semnalizează. Deci s-au chinuit un pic să o facă. Ei, în momentul în care tu te apropii de ceva, la alte mașini, îți apare toată camera și îți obstrucționează ce mai ai, navigația sau alte alea. La Renault Austral, îți apare un, într-un mic chenar aici, în dreapta sus, îți apare mașinuța camerele 360 de grade, exact ce ai nevoie. Și hai să vedem și parking assistance și cu asta am terminat. Rear active occupant safe exit, asta dacă vine o mașină din spate. Rear active emergency braking, ceea ce m-a salvat mine dimineață. Cross traffic alert, cross parking alert, whatever. Sound. Senzor de parcare, știi? Da. Parking assistance și asta este. Bun, cam asta a fost. Cum ți se pare Renault-ul de noua generație și crezi tu că hibridul ăsta se poate bate cu hibridul de la Tesla? De la Tesla, doamne, erau Tesla acolo. De la Toyota? Toyota, da. Va avea un preț mai bun decât la Toyota, garantat. Da. Și oferă mai multe și e... Firmele vor prefera întotdeauna un preț mai mic pentru un cost de utilizare pe durata leasingului mai mic. Uh-huh. Cred că firmele vor alege cu succes Renault. Persoanele fizice posibil să rămână tot stick to Toyota. Uh-huh. E de știut. Mi-ar fi plăcut să fac o comparație între Corolla Cross și asta, n-am găsit Corolla Cross. Am încercat să fac rost de Honda ZR-V, care e fix rivalul mașinii astea. N-am găsit Honda ZR-V, n-a ajuns încă. Așa că va fi o misiune pentru o altă zi. Unde am fost, mă? Am fost la Driving Eco. Ăsta a fost consumul pe care noi l-am scos pe ultimii 2,6 km, de când am restat consumul. Foarte bun. 2,1, da? Ăsta este consum București, bară la bară. București, bară la bară, și exterior, și Craiova, și filmat, și tot. 4,7. Nu este rău. Nu, nu, chiar deloc. Eu nu garantez că Corolla Cross scotea consum mai mic. Și Corolla Cross are tot 200 de cai, tot tracțiune față, doar că la Corolla Cross poți să ieși integrală. Asta e un avantaj. La Honda ZR-V nu poți să ieși integrală. Și am parcat. Mulțumesc, Daniel, că... Cu plăcere. M-a ajutat astăzi. Cu aceeași plăcere. Și ne vedem la următoarea. Daniel Leulescu, DC Leulescu pe YouTube, Mașini cu Luci Popa. Bogdan la editare, nu uitați de, urmează niște giveaway-uri, grupul de Telegram cu abonații în descriere. Am uitat să zic de asta, da. Tricouri și hanul orace pe mașinculucipopa.ro și drumuri bune, sănătate, mai bine. Vă pup, ceau! La revedere! Pau, 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 pau.